faguri făcuți acasă. Tăie marginea, surplusul. Îl punem la topit. Și desprindem încetuț, finuț, foaia de fagure. Ușor. Și priviți ce scumpete de foaie de ceară. Punem o hârtie între ele ca să nu se lipească. Așa. Și încă o foaie este făcută. Ungem forma cu zer, clătim bine, scurgem. Presăm puțin până se întărește. Lăsăm puțin să se întărească. Pe margini se vede că încă este lichid. Până se întărește complet ceara, după care vom tăia surplusul de ceară cu cuțitul tot roată și vom scoate următoarea foaie de fagure artificial din ceară de albine. Tăiem surplusul, după cum am spus. Surplusul îl punem la retopit.
Uitați ce frumos se desprinde surplusul. Este 50 de lei kilogramul de faguri artificiale. Gândiți-vă câți bani economisim prelucrând noi ceara pe care o strângem în decursul întregii veri de la stupi, de la familiile de albine. Priviți, un miros îmbietor îți vine să mănânci faguri. Se desprinde ușor, finuț, după cum vedeți, dacă forma este unsă cu zăr, ceara nu se lipește de formă. Priviți frumusețe de fagure. Punem coala de hârtie, după care punem fagurele. Bun. Și repetăm procedeul. Ungem forma. Îmbibăm bine. Scurgem. Închidem, ținem puțin presat.